o să facem din tranzacționare, o să facem bani și o să achităm la Moldova Gaz. Care e problema? Bun. De ce ați venit? Ce ocazie? Noi astăzi am întâlnit la masterclass, cred că sunt persoane care întârzie, dar astăzi ne-am întâlnit la masterclass unde discutăm despre ce anume. Stohastic, Schenke, MSD. Știți cu aceste două instrumente? Pentru cine trebuie să ele nouă? Apropo, mie îmi spune Victor, cine nu ne cunoaște, eu sunt consultant la Double Case, dar la oficiu Atrium. Deja cred că sunt careva persoane, ori ne-am văzut la Market Discussion, dacă cineva urmărește Market Discussion, dacă nu, pe viitor să ne vedem. Așa, majoritatea sunt pe real, transacționează pe real, pe demo? Demo, real. Care vrea să facă bani, face bani. Care pe demo, stă pe demo. Așa, bun. Noi astăzi vorbim în mare parte despre stohastic și despre MSD, dar sub alt form, nu? Ca cei care ne-au obișnuit să vorbim la partea practică, la în grupă. De obicei, cei informații care o să trecem pe parcurs, astăzi, în mare parte, se vorbește la persoanele care vor cunoștință mult mai ample. Dar am luat decizie că de multe ori sunt solicitări din partea traderilor care vin la masterclass-uri că vor ceva, indicatoare, oscilatoare să mai cunoască. Eu nu știu pentru ce vă trebuie indicatoare, dacă sincer. Dar cel mai simplu și cel mai simplu de tranzacționat, cum este? Cine îmi spune? Trendul, nivelul și figurile. Pentru că dacă, după părerea mea, ceea ce ține de indicatoare, chiar același oscilator, stohastic, RSI, parabolic, SAR, MSD, astea sunt mai mult ca informație. Și părerea de rău, mare parte din trader, îi percep ca este ca instrumentele de bază. Și uit că există trend, uit că există figuri, uit că există nivelele psihologice. Indicatoarele sunt mai mult, nu zadar spun, indicatoarele oferă informație. Independență de fiecare indicator, independență de fiecare indicator. Noi primim o informație. Și dacă voi să începeți să percepeți asta corect, anume că indicatorul vă oferă informație, atunci voi n-ați spuneți pe primul plan. Sau poate nu sunt trader de ăștia care pun primul plan indicatoare. Chiar astăzi dimineață, doamna care transmitează pe gaz, ea mă telefonează și întreabă părere despre gaz. Când la dânsul în stohastic, arată că e supravândut și îl trebuie să duc în sus. Și îmi transmitează pe gaz. S-a întunat azi vreo lecție în sus? Sau numai în jos s-a dus? Acolo nu mai depreciere. Dar pe acolo ești normal ca să duc în jos. Acolo se formează așa o figură frumoasă în H4. Nu mai este nevoie de confirmare. Și așteptăm să străbată. Că acolo este linia gâtului, plus este nivelul de spor din perioada de H4. Eu spuneți că... Și la străbatere, noi ne axăm în continuare pe tranzacțiile de vânzare. Numai să avem confirmarea. Doamna spune, nu, că trebuie să duc întâi în sus, dar nu, care un lacăt, are un lacăt, ca să înțelegi, are un săl, are un bai și îi spun că părerea mea că eu aș închide baiul chiar din sus de acolo ea, a luat profitul la maxim și aș da pai să duc. E, dar stohasticul arată că de deja este supravândut. Ok, eu am spus părerea, eu asta cine să-și faci să mai departe. Așa, bun, iată că dacă vorbim de graficul la gaz, și nivelul de suport. Se vede? 1, 2, 3, a patrulea. A mai deja nu mă așteptăm confirmare. Fie străbați și mergem mai departe conform. Iată aici a fost figura și plus poți formează figura asta aceasta mai mare. Părerea mea că aici să fie efectul, adică este străbat, trebuie să fac o mică creștere în sus după aia să mergem mai departe în jos. Bun. Așa, și informații cunoaște sau ce cunoașteți voi despre stohastic și MSD-ul? Cine spune? Vă întâți odată pe rând. Așa, cine reprezintă oscilatorul? Pentru cine trebuie el nou? Chiar stohastic, însuși stohastic. Pentru cine trebuie el nou? E, dacă ați fiți voi așa și în tranzacționare... Apoi clar și bani faceți voi.
E ca asar, ca să nu mă înțelegi. În tranzacționare trebuie să fii cât mai simplu, băieți. Ați văzut momentul de intrat, trebuie să schizi tranzacția. Nu te gândești un an de zile, că până te gândești, de-am... cineva a făcut bani și dă să strâng și eu la urmă fărmăturile pe masă. Chiar ieri, ieri eram cu băieți la partea practică, sunt 707. Unii, conform un trader mă întreabă, nu știu dacă ați deschis pe USD GPI, trebuie să-l deschid și să vă arăt momentul de unii. Dar și traderul, când începătorul la lecția 4 de practică, mă întreabă, domnul Victor, eu am unii și îți poți deschide un sell? Stai să vă arăt și triunghiul de unii momentul. Te-ai deschis aici să-l? Da, că uitați asta. Și m-au lăsat două umbre în sus și nu trebuie să te mai gândești dacă poate confirmare, dar nu poate să ducă sus, dacă și cu poate. Știți bancul, dacă și cu poate? Da. Numai o persoană știe, văd că dacă și cu poate. Sau nu știți bancul ăsta? Dacă și cu poate s-a dus să noate. Dacă nu era, poate să neca. Pe că așa, dacă ați fi la trader, ați faceți bani. Dacă la voi ați fie aceste două cuvinte, vă garantez că banii ați faceți. Dar dacă să începeți a tranzacționa și să profitați de piață, de fiecare mișcare, atunci e că în punctul este asel. Azi dimineața am închis un take profit, că aici este nivel psihologic foarte puternic. Cel mai probabil că am să așteaptă corecție, după aia sunt și cu toate că, dacă eu am spun indicatorul stohastic, că în punctul este deja era supra vânzare. Eu n-am tras atenția la indicatoare. Da, ele sunt foarte binevenite, am ușor să vedeți, pentru că o să vorbim azi despre indicatoarele stohastic și oscilator sub o altă formă. Încă nu acei obișnuite care s-au vorbit la partea, la grupă de cursul practicii, dar o să vorbim sub o altă formă, unde fiecare indicator, fiind el care n-ar fi, dacă tu începi să-l cunoști mai bine, atunci tu poți să tranzacționezi în așa formă, că n-ai nevoie nici de trenduri, nici de nimic. Voi știți conform MSD-ul vă oferă informații și divergențele și convergențele de mai multe tipuri? Este convergență, divergență normală. Este divergență, convergență ascunsă. Poftim? Dar ați apelat ca să vă predăi mai mult? Nu, am format cursul de bază. Înțelegeți? La cursul de bază, deși să dă cunoștințele de bază, este apare pentru că persoanele sunt zero. Mare parte. Adică ei nu cunoști despre domeniu. Și când ajung și să le dai informație mult mai amplă, cum credeți? Bună seara. Cum credeți? La după 4 lecții de partea practică, dacă îi dai tot cunoștințele care le cunoaștem noi, el mai vine la 5 lecții. Și așa îi dai simplu, cât de simplu se poate. Și mai sunt băieți, gata, mâinile în jos, nici nu-mi trebuie domeniu. Asta, ca, din punctul meu de vedere, nu e atât de greu cu domeniu. E foarte simplu tranzacționare. Cât eu am un cunoscut care l-am făcut amâi recent, m-am întâlnit cu dânsul, nici nu știam că tranzacționează. Și am spus, îl întreb, și tu cu tranzacționez. Da, ai trecut un curs? Zic, nu, e tot așa e complicat. Când e scump, îl vinzi, când e ieftin, îl cumperi. Și numai cu aur lucrează. El așa simplu, când e scump, îl vinzi, și mare școală trebuie, cum spune tata meu, și trebuie să termini vreo 10 facultăți, faci trading-ul simplu. Problema și e mai mare că fiecare de noi încercând să-l complicăm. Eu nu știu voi dacă ați simțit. De la tranzacționare trebuie să primiți plăcerea. Da, domnul Alexandru? Da. Dacă nu primești plăcere, ce faci? Faci gafi. Ia că și înseamnă. Bun, o să trecem la tema de astăzi, vorbim despre stohastic. Stohasticul nou ne oferă informație. În mare parte, nu știu dacă știați sau nu, dar stohasticul din start, el se folosă la rachete. Nu vă râdeți că la rachete se folosa. De ce se folosă la rachete? Pentru că racheta zbura în cosmos, când vinea înapoi, avea nevoie ca să-i dăi semnal că să încetinească viteza. Adică el, cum e format din 4 nivele, este nivelul 20, este... eu am strâng proiectorul și pe urmă am să vă arăt... O să-mi bată drept numai. Deci este format din 4 nivele. Este nivelul 100, este nivelul 80, 20 și nivelul 0. Check-te-le. Așa, 100, 80,
20 și 0. Și avem două nivele. Avem o linie continuă și una întreruptă. Cine spune care e diferența între aceste două linii? Medii. Hai, mă, nu spuneți că în șase n-ați trecut la ori așa de bine ați învățat la grup. Ia că uitați, sunt două medii mobile. Una este mai lentă, una este mai rapidă. Care e diferența dintre dânsa? La semafor, dacă să spunem avem două benz sau două mașini, amândoi se pornesc tot una, sau nu? Când se prinde culoarea verde. Unul ies scânteii din cauciucuri și a doilea, tot că oricum la următorul semafor. Deci, în punctul ăsta, linia asta care este continuă, deci este rapidă, de ce? Că ea se pornește, când lumânările se începe mai agresive, ea se pornește mai înainte, asta, întreruptă, ea e mai lentă. Și aia vine, oricum la următorul semafor, noi ne oprim. Ori cealaltă cu bămbau, că s-au scățit cauciucurile, ori că un moșnergel cu un jiguli. Oricum s-o opresc la următorul semafor. Pe partea de sus, între 100 și 80, aici sunt vânzători. Partea de jos, 20 și 0, aceștia sunt cumpărători. În dependență deja de trend, noi deja începem să schimbăm tranzacții. Dacă la mine trendul e descendent, pe mine mă interesează străbaterea la 80, dacă e trendul ascendent, mine mă interesează partea de jos. Străbaterea 20. Am conform la indicatorul stohastic, noi putem să tranzacționăm fără trend. Ciclul stohastic, așa se numește. Ciclul stohastic. Cum are loc lucrul acesta? În primul rând, informația care o primiți la mâine, nu mă duci deodată și o aplicați deodată pe real. Am mai fost așa situație. O primit o informație și deodată nici nu a reușit să iasă pe ușă, când el deja le-a aplicat pe real. Fiecare informație, începeți mai întâi de toate să o, să o puneți în aplicare pe demo. Ca voi să înțelegeți fiecare moment, la ce strai să atenție, tot așa mai departe. Așa, când vorbim de ciclu stohastic, el se lucrează cu perioada de daily, se lucrează cu perioada de H1. Deci, se pune în dependență. Dacă vorbim de piața valutară, selectăm perioadele, eu recomand perioada 12-3-3 și să fie acolo când preț close, nu low și high, adică prețul maxim și minim, dar să fie prețul de închidere. Dacă vorbim de piața energetică, capital, indexul Bitcoin, eu aș recomanda 20. De ce? Pentru că ele sunt puțin mai volatile și să iei un număr mai mare de lumânări. Acum pe daily se iei așa, se iei punctul de străbatere de aici, până la momentul când se intersectează aceste două linii, până aici. Asta e pe daily. Se pune două bare în picioare, orizontale, din punctul ăsta până în punctul ăsta. Voi nu aveți să știți cu următorul punct a să fie ăsta, dar cel puțin pe daily, puneți bara aceasta în picioare, iată așa, treceți la H1 și în H1 confort stohastic deschideți tranzacție. Dacă are loc în partea de sus, iarăși pun bara, iată așa, confort stohastic în perioada de H1, deschideți tranzacțiile de partea de jos. Ați descoperit America? Și am să vă arăt pe grafic momentele acestea, ca voi să înțelegeți despre ce merge vorba. Apropo, strategia dată este dezvoltată de către un consultant care a lucrat în cadrul companiei Double Case. Care perechi valutară? Spuneți că avem așa, spuneți că domnul Victor s-a pregătit special, ne-a arătat pe perechea asta. Spuneți un instrument. Care? CAD GPI. Fiecare spune pe ce-l doare, da?
KGPI. Așa, punem inserare, indicator, oscilator, stohastic, perioada 12, 3, 3, close. Perioada de daily. Și luăm de la momentul de străbatere în jos, iată aici, ar fi primul. Și următorul moment de străbatere în sus, care ar fi deja când ați merg pe baia, să fie în punctul ăsta. Și mă duc în perioada de H1. Călătorul este vrea și el, obosit. Ca să vede, de-o s-o pornit căderea, dă-i-le. Și merge vorba până în punctul ăsta când s-o începe întoarce înapoi. Și azi punem alte bare, dar să le pun cu alte culori. De la stohastic, când spargem în partea de jos. Primul, iată-l-i primul moment, de la 80 în jos. Iată așa. Proprietăți, schimbăm culoarea. Spunem ceva mai vizibil. E așa. Primul moment e ăsta. A doilea moment e ăsta. 3. Și la fiecare moment pun stohasticul. Asta câte o bară. Ca să pot înțelege de unde eu trebuie să schimb tranzacția de V. Așa. Cineva spui după ce a fost străbaterea. Oricum de ce o puneți. Vedeți? Vedeți care e diferența aici? Unde pun bariera. În punctul dat. Cine îmi spune cineva? A spunem? A zis că e tranzacția de sel. De ce? Nici nu a ajuns la 80. El trebuie să ajungă cel puțin măcar la 80. El a ajuns numai până la jumătate. În punctul dat el a ajuns. Următorul. Ca să le punem toate și la urmă să facem și un simplu calcul matematic de număra banii cuiva, noi putem să numărăm, să facem un calcul, să nu putem. De-aia ca să fie și concret de apucat de făcut bani. Așa. A. Până și ultima. Din punctul dat până în punctul dat, o să deschid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tranzacții. Să vedeți? Confort stohasticului.
toate puse de la 80 în jos. Și ați observat pe aici. Cine spune? Eu am tras atenția la trend aici. Unicul moment, dacă stai atenția, până în momentul pe daily, deja daily a fi străbate. Dar, după ideea că este două tranzacții, el n-a să fie deschis. De ce? Vă explic. În perioada de daily, deci să vă notați că să uitați, m-a ieșit pe ușă și să uitați. Stăt. În perioada de daily, când au loc intersecția acestor două linii, întreruptă și continuă, atunci deja nu mai începem să deschidem tranzacțiile. Dacă a fost căderea în jos, de la 80 în jos. Și asta s-ar primi, dacă ne uităm în daily, în perioada de daily, acest moment, ca să fiți să mai vadă, el se primește că ultimele două nu o să fie deschis. Încă un moment, ce ați mai observat aici? La tactica dată de tranzacționare. De ce este nevoie aici ca să lucrezi cu așa strategie? Stop loss trebuie folosit aici. De multe ori că trai atenția. Eu am schimbat tranzacția asta de sell, întâi unde se duce? După aia se duce în jos. Altă tranzacție de sell care s-a schimbat confort stohasticul. Se duce întâi în minus. Da. Asta este nevoie de timp. Tot mișcarea dată, deci la tipul dat de tranzacție, a durat de pe data de 11.07 până pe data de 07.08. O lună de zile. Facem și calculul? Prima tranzacție. Deschis tranzacția cu confort stohastic. Până jos, acolo, 1400 de puncte. Următoarea. Până jos. Adică aici nu era să le închid, dar era să le închid aici. 1180. 1100. 1000. Câte mii te-am zis? 4, 5? Sau nu mai fac calcul mai departe. Indicatorul este, el e foarte ușor de lucrat cu dânsul. Adică strategia asta de tranzacționare, nu aveți nevoie nici de nici de trend, nici nimic. Dar, sunt foarte multe nuanțe ca să lucrez cu dânsul. Care sunt ele? În primul și în primul rând, cel mai important, psihologic. Răbdarea. Cine din tăți prezenți aici are răbdare cu tranzacționarea? O persoană? Două. Leghe se dezvoltă. La doua se leghe se dezvoltă. Nu-i proces de lucru. Cât cel mai mult a așteptat o tranzacție să întoarcă înapoi? Un an și. Un an și. Da, cunoaște, știu. Asta istoria generală, se poate scrie o carte. Așa. O tranzacție care, spre exemplu, deși, trebuie ca să înțelegeți, până la urmă, ce ești legat de tranzacționare? Asta e partea psihologică. De a tranzacționa, cunoștință, eu sunt sigur, toți prezenți în sală au cunoștință de a tranzacționa. Deci când ajungi la partea emoțională, partea psihologică, acolo se începe. Dacă așa faci și așa, mai ales că să mai iei un minus, ba, băi, ce să fac? Adică e ca și înseamnă. Voi trebuie să înțelegeți. Noi sunt, evident, este normal să avem emoțiile acestea. Noi nu suntem roboți, suntem oameni. Evident, cineva dacă ar spune că eu nu am emoții, mai ales în tranzacționare, atunci eu nu îl cred. De ce? Vă explic. El le are, dar el pur și simplu poate altfel controla. Principiul de alte persoane. Chiar că să ai o experiență și de 7 ani, și de 10 ani de zile, oricum este un pic de emoții când tu deschizi tranzacțiile. Tot timpul o să fie emoțiile date. Da, noi tot timpul trebuie să judecăm rece. Nu să luăm decizii greșite pe momentul emoțiilor. Pentru că cea mai mare greșeală
chiar în viața de zi cu zi. Eu nu vorbesc tranzacțional. În viața de zi cu zi. Niciodată n-ați luat decizii la emoții? Permanent decizii la emoții. Așa. Și a fost cel mai reușit? Da. O, asta e bine. Dacă... Așa.